Poveste despre două cuvinte minunate Te iubesc Cum se simte viața spunând aceste cuvinte? Dimineața la sculare, te iubesc, dragul meu soț Te iubesc, minunată care ești, minune care ești Tu, adică eu Te iubesc, drag copil Te iubesc celuilalt copil te iubesc drum pe care te pașii mei merg în fiecare zi. Te iubesc mașina grozavă și confortabilă care mă duci, te iubesc serviciule, te iubesc minunată masă de prânz, te iubesc soare, te iubesc nori, te iubesc vânt, te iubesc respirație, te iubesc chiar serviciule, te iubesc din nou drumule care mă porți în călătoriile mele, te iubesc mașina confortabilă, te iubesc casă fabuloasă în care stau și în care mă simt iubită, protejată. Te iubesc familie minunată care mă aștepți în fiecare seară când ne regăsim cu drag. Te iubesc copile, te iubesc copile. Te iubesc om drag. Te iubesc patule care -mi... Găzduiești corpul să se odihnească, să se încăldurească. Te iubesc. Și odată ce folosești toate cuvintele astea, odată ce simți toate astea, o să descoperi cum omul drag de lângă tine îți spune te iubesc, femeie. Un copilul îți spune te iubesc, te iubesc. <laughs> cum cățelul face ham-ham și se bucură cățelărește și îți arată acest te iubesc necondiționat, astfel încât m-a făcut așa de dornică să mă exprim și eu ca și el, să arăt la fel iubirea necondiționată, cum o face un cățel, de relaxat și de natural. te iubesc. Și îl oferi și îl primești. Și povestea spune că meriți cel mai mult și cel mai mult să-ți oferi ție acest te iubesc de plin, complet, necondiționat. Cu toată inima, cu toată gura. Uitându-te la tine. Sau punându-ți o mână pe umăr, mângâiându-ți mâna. Te iubesc. Aceasta este povestea cuvintelor magice te iubesc folosite în fiecare zi. Fără zgârcenie. Cu generozitate, cu bucurie. Acesta este un episod din povestea mea, Ta Healing în practică. Sunt Adriana Păunescu, consilier de dezvoltare spirituală, practician Ta Healing, instructor certificat Ta Healing. Mai multe detalii pe www.adrianapăunescu.com. always them.